și bine ați revenit cu drag la Prof. Oleg, exerciții de matematică la geometrie. Nu, probleme de matematică. Cum să nu-ți treacă, cum să nu-ți treacă oboseala când întâlnește starea de bine la cei care stai de vorbă. Vreau să vă spun că foarte mulți se lasă și comentarii și am acum ultimele comentarii a câțorva copii care au scris și care spun, domnule profesor, am luat 10! Am luat 10 că am văzut lecția dumitale! Domnul profesor, mulțumesc frumos, Dumnezeu să dea sănătate, etc., etc. Deci asta, bucuria, bine, nu m-am văzut pe el o bață, nu știu ce spune așa, făcând gestul ăsta, dar l-am văzut te-am văzut pe tine acum și mi-am dat seama că așa mare bucurie am produs și lui. 8, deci, iată, pornim. Problema numărul 8, de la pagina 120. Deci, nu, pentru că noi săptămâna asta nu facem matematică. Că este doar o cacere medicală. Pot să vin și eu la tine, la întrebare bună. Mă mut la tine, da? Da. Fie D și E miștoase relatorilor AB și AC în ipoteză. Deci în ipoteză dăm un triunghi, bănesc. Ale unui triunghi ABC. Deci se dă triunghiul ABC și... Mai recare. Sigur că da. Și D, miștocul laturii AB. D aparține lui AB, dar nu oricum, da. Ci AD congruent cu D, B. Cu D, B. Și E aparține lui AC. E aparține lui AC. Astfel încât. A, E. Congruent cu E, T. Da. Dacă F aparține lui BC. F aparține lui BC. Pe interior. Și. Deci asta dacă. Dacă. Da, dacă F aparține. De ce pe interior. Da, așa, exact. Da. Și DE intersectează AF egal cu M. Arătați că M este mijlocul segmentului AF. Concluzie, da? Da. Deci arătăm că AM congruent cu MF. Facem repede un triunghi. Triunghiul A, B, C, D la mijlocul A, B. Dacă puneți pe C cu D, cum se cheamă asta, care deși vârful cu mijlocul? Deci, dacă unim vârful cu mijlocul unui laturi. Mediană. Mediană. Ne-o preda linia mijlocie. Da, la noiță suntem, da. Așa. Și eu este mijlocul lui A, B și A, C. Eu în mijlocul lui AC. Așa. Iar F este pe BC. F este pe BC la întâmplare, nu la mijloc. Undeva. Și DE intersectează AF. DE intersectează AF egal cu punctul E. Să arătăm că în punctul M, adică punctul M, să arătăm că M e la mijloc. A, M e cât M, F. Unde-i F-ul? F-ul e în punct la întâmplare. Luat pe CB, pe BC. La mijloc, picăm într-un caz particular. Dacă oriunde pe BC, înseamnă poate fi și la mijloc, dar nu ne ducem noi cu mijlocul.
Și A, F intersectează E, D. A, F cu E, D. Într-un punct M. Și să arătăm că A, M e cât M, F. Adică cine ce, ce M e mediană în triunghiul A, C, F, e da, nu? Da. Să vedem. Dar ați vorbit de ceva teorie, nu știu ce, linie mijlocie, ce e linie mijlocie? E jumătate de cât... E paralelă cu CB și jumătate din aceasta. Asta nu știm, că linia mijlocie e paralelă cu baza și jumătate din aceasta. Bun. Acum, e D asta, ce puteți spune despre ea, dacă o priviți în triunghiul ABC? E D ar fi în linie mijlocie. Da. Nu ar fi. Este! Este, nu ar fi. Dar este sigur pentru că E la mijlocul mijloc la C. Dar zice că D e mijlocul, eu e mijlocul, mama. Și dacă nu? Avem două mijloace... Deci... Păi, dar ce, ce calitate are ea? Unește mijloacele a două laturi, nu? Linia mijlocii unește mijloacele a două asta laturi. Asta e teoria, da. Asta e linia mijlocii. Și ce proprietate are ea? Este că jumătate din bază și paralelă cu baza. Cu ED, asta e paralelă cu CB. Da. Deci ED ca mărimi este cât CB poate pe 2. Și este paralel, este esențial că ED e paralelă cu CB. Fructificăm paralelismul ăsta, că nu întâmplător. E D-i paralelă cu CB. Hai, dacă aveți idei, zi atunci. Deci E D paralelă cu BC. Să zicem că triunghiul A, M, C să fie un triunghi isoscel. A, M, A, M, C. C. Să fie triunghi isoscel. Nu zicem isoscel. Că nu avem, să zicem, decât dacă este așa. Nu, nu presupunem noi că ar fi isoscel. Tu asta spui. A, M, C, așa, să fie isoscel. Da. Dar ca să fie isoscel A, la care două laturi te gândești fiecare? A, M și M, C. A, M și M, C. Pentru ca astea să fie egale, ăsta două, triunghiul ar trebui să fie isoscel, cum spui tu, și atunci M, M unit cu mijlocul, M e, în triunghiul acela ar trebui să fie, este mediană, da. Este M cu mijloc. Și în ce fel de triunghi, într-un triunghi isoscel, mediana și mediatoare și înălțime, da. Ar trebui M e să fie perpendiculară pe AC. Ori nu am M e perpendiculară pe AC. Deci, exclus strategia ta, parcă ar fi triunghiul acela isoscel, nu știu la ce s-ar folosi. La ce s-ar folosi? Să zic că ai reușit să arăți că este isoscel. Dacă ai reușit, la ce s-ar folosi asta? Și după aia să luăm triunghiul M, C, F și să arătăm că și ăsta e triunghiul isoscel și după aia avem că A, M e congruentă cu M, F. Deci, te gândești la A, M, C, isoscel. Da, da, numai să prindem un două triunghi și triunghiile alea să fie isoscele. Și ca ce să... M, F, isoscel? Da, și din triunghiile alea rezultă și că... Când ai pe ce M, ar fi însemnat că M, F e cât M, A. Da. Da. Dar, te, mă întorc. Dacă s-ar întâmpla așa, dacă A, M ar fi cât M, C, triunghiul ar trebui să fie A, M, C, isoscel. Și M e, faptul că este din vârf cu mijlocul laturile A, C, este mediană și într-un triunghi isoscel, mediana este și mediatoare și de toate, da? Da. Și atunci M e ar trebui să fie perpendiculară pe AC. Ori perpendicularitatea asta este exclusă, cum o și vezi aici. Unghiul ăsta nu ești de 90 de grade. Deci strategia ta pe culoarul ăsta, ți-ai format bine ideea. Dacă aș reuși să arăt că e isoscel, da. Și dacă și ăsta ar fi isoscel, cum ar avea pe M, C, cea care intervine aici, atunci ce treaba ar fi bună, A, M, ar fi cât M, F. Nu uitați că aveți E,
D, linii mijlocii. Deci, de aici trebuie să porniți. Dacă nu țineți cont de calitatea liniei mijlocii paralelă cu baza, atunci strategia nu va merge. Anca, hai fi prezent aici. Anca, am avut o discuție mai devreme cu cineva care spune, nu știu să fac, nu știu metoda segmentelor. Așa și tu ai. Eu nu știu să fac geometrie. Și cu chestia asta, tu te absolvi de obligația de a te duce în problemă. Nu, eu te invit. Vrei să spun ceva? Soptezi numai ție. Poți la geometrie. Dar nu debarasează de ideea, nu pot. Ca asta te ține izolată. Pot. Încerc. Nu se poate. Observ că M1 este 2 pe 3 din ED. M1 2 pe 3 din ED. Din ED. Da, și ED. M asta e 2 treimi din ED. Ce motiv ai? Păi ED e mediană. ED e mediană. Și într-un unghiul ADC, zice ea. ADC. DE este... DE este mediană, da? Da. De ce e M este o treime? Nu-i corect. Am bătut pentru că ați făcut segmentul ăla mai mic. Pentru că... Nu observația din figură. Iruna, nu observa din figură. Iesele. Să zicem, dacă e marcă căpăta calitate de centru de greutate... A, dacă ar căpăta calitate centru de greutate... Atunci ar fi... Ar trebui ca A... În prelungire să fie pe aici, pe la mijloc. Da, dacă. Unde? Și atunci ce ar fi? Că DE este linie mijlocii, este mediană și numai dacă asta ar fi dusă la mijloc, atunci M pe aici ar fi centru de greutate. Da. Și atunci ar fi așa, o treime și două treimi sus. Dar numai atunci. Nu. Deci nu. Păi nu este. Păi nu, păi nu ți-o ieși din la întâmplare. Că M e dat de F. Fuse, poate să fie și pe aici, pe oriunde, pe ceva asta. Și nu se schimbă raportul acela. Da, nu. Că F influențează pe M. Da, dar dacă avem E, D, mediană. Gata, mai știu și... E, D? Mediană. În triunghiul care e D, mediană? În triunghiul AD, ce? Da, și mai avem și... Nu mai avem nimic. Am demonstrat. Ușor. Așa. Nu-ți mai până la altă. Deci este pentru următorul motiv. Cât stăteam de vorbă cu ea, să urmărești pe ideea ei, să vedem ce nu merge la ea, tot ca am demonstrat. Păi mai hiba și pe mine, nici eu nu mai puteam gândi. Să vedem, lăsa lucrurile mai mult de ce putem asta. Fii simetricul lui ea față de M și luăm punctul simetricul lui ea față de M. Fie, încă o dată, fie. Fie simetricul lui ea față de M punctul T. Simetricul lui ea față de M, adică mai merg și este undeva aici, T. T ăsta poate să fie mai sus, mai jos, dar nu neapărat mă oblig să fie în F. Deci iată ce spun eu. Dacă într-adevăr M nu-i la mijloc, dacă M nu-i la mijlocul lui A, F, atunci fie un T simetricul lui A, simetricului A față de M. Da. Și e pe aici puneva. Păi de tă. Eu ți-l am aici. Să luăm mai sus. Mai sus vrei? Da, puțin. Uite, mai sus aici. Adică ai că A, M este cât M, T. Da. Da, noi știm că e M. Cum? Dar s-a oprit aici. A rămas în drum? Zice ceva sau m-am lăsat aici? De ce lăsăm un pic? De ce mai zice ceva? Am făcut un simetric. Și ce dacă? Valorific acum simetricul ăsta. Ce ai tu de gând? Simpla chestie, fii simetricul, nu-i suficient. Trebuie să vezi la ce te ajută, ce poți face, construiești ideea. Atunci te anunți că ai o idee, da? Trebuie să o ai, să o duci mai departe. Poftim, Miruna? M e mediană. În A... M e mediană în A, M, C. Da. În A, M, C. Da. Și
și e M, D e tot median. M, D? În cine e median? În F, A, B. M, D? În F, A, D? În F, A, B. F, A, B? Nu. F, D. Că te sprești din F. A. Deci nu-i mediană. Azi ne organizăm iar și mintea. Vedeți, când am mers încolo în coace și nu ne-a ieșit nimic, ne adunăm și pornim de la capăt. Zicem. Știm că E este la mijlocul lui AC, D în mijlocul lui AB. Am luat pe... Știu în final că E, D este linie mijlocie. Dacă unește liniile, mijloacele la două laturi, ea este, asta E, D, paralelă cu CB. Nu degeaba îmi spune că am și rezultatul ăsta paralelă, ci și jumătate, dacă m-ar interesa cât de mare este ce E, D, știu că e cât BC pe 2. Da. Și duc o AF care te tai pe ED într-un punct M și trebuie să arăt că M ăsta e la mijlocul la AF. Adică linia mijlocie, am să traduc altfel. Linia mijlocie tai orice segment care unește vârful cu ori punct de pe așa, tai la mijloc. Asta ar fi ideea de demonstrat. Deci, cum am dus un segment, adică luând un F pe BC și unindu-l, îi tăia de ED tot la mijloc. Punctul acesta e tot la mijlocul lui AF. Asta trebuie să arătăm la noi. Indiferent pe F îl mișcăm încolo în coace. Deci, ce am zis? Am luat un punct F pe BC. Da. Și unim pe A cu F. Da. Și atunci, la intersecție, apare punctul M între A, F și cu ED. E de parcă ar spune că ED, linia mijlocie, taie orice alt segment care l-am duce, totdeauna îl taie la mijloc. Cum îl taie pe A, F, îl taie de fiecare dată. Dar trebuie demonstrat asta. Trebuie să avem... Să demonstrăm că așa se întâmplă. Că AM e cât MF și EM cât MD. AM cât MF și? EM cât MD. EM cât MD? Nu! Care? AM cât MF? Atâta, măi, că taie pe fiecare... ED-ul ăsta taie pe fiecare secantă de asta, sau segment de asta care unește, și pe ăsta, și pe ăsta, și pe ăsta, totdeauna la mijloc. Hai, să unim pe E cu B și să arătăm că A, B, E este paralelogram. Pe E cu? Cu B. Cu B. Și să... A, E, B. Cu A, E, B este din trei litere, în triunghi. Îmi trebuie al patrulea. Ai. Da? Să fie un paralelogram, înseamnă patru laturi. Nu, pardon. Să unim pe E cu F. E cu F? Da. Păi să arătăm că B e paralelă cu EF. Aaa, nu știu dacă... Uite, chiar se vede. Cu cât EF e mai aproape, nu mai poate să fie aproape așa. Nu mai ești. Deci, putea să fie oriunde. Când va fi așa paralelă? Când va fi la mijloc. Când va fi F aici la mijloc, atunci EF e paralelă cu AB. Da? Atunci. În rest, nu. Păi trebuie să găsim ideea, nu? Păi nu știu deocamdată. Tot la voi așa. Unim pe E cu E și F cu D. Să obținem A, E, F, D să fie rom. Și dacă e rom, să luăm două triunghiuri și triunghiurile alea să fie congruente. Și într-unul să încadrăm că A, M e congruentă cu... Să arătăm că A, M e congruentă cu M, F. Și atunci, gata, îmi demonstră... Da, când îți construiești cu multe alte
alte adăugiri, alte lucruri la ipoteză, înseamnă că părăsești ipoteza. Da? Deci noi trebuie să desfășurăm numai în cadrul ipotezei. Mă întreb. Dacă nu e, este mediană. Nu e mediană. Mediană unde? Pronunțăm mediană în triunghi. A, M, C, M. A, M, C, C, M, L. Da, M, și M, e tot mediană. M, unde e mediană? În fel, trebuie să... iar... facem același lucru, ne adunăm gândurile și zic, mai trebuie să o facem. Eu am mare nădejde în voi. Voi trebuie să o faceți. Așa, să unim pe D cu F. D cu F. Da. Și să luăm triunghiurile A, E, M. O secundă, pe D cu F, da. Cu D în mijlocul A, B, F, D, în triunghiul A, F, B, F, D este mediană. Da? Unește vârf cu mijloc. Doar atât. E mediană. Da. Și să luăm triunghiurile A, E, M și A, D, e, M, F. Și M, D, F, nu? Da. Vrei să spui că sunt congruente? Da. Păi uite-te și tu. Păi avem că am... Băi, ca să fii congruente trebuie să ai cât de cât niște elemente, dar el se vede deodată că nu sunt congruente. Aia M, nu-i când mă duc. Deci, Adi, ăsta sunt opus la vreo drept. Dar e M nu este cât M dă. Și altceva ce să mai spun? E A cât F, B. Nu, n-am, cu F, B nici nu intră. Cu D, F. Eu nu te supăr pe tine, nici nu vreau să te supăr. Dar, atenție, ne construim o strategie ca să fie în virtutea realității. De aici e problemă. Atenție. Dacă am un punct exterior, printr-un punct exterior bunare de asta e BC, câte paralele putem duce la o dreaptă? Una. Un punct exterior? Una și una. Da. Mi-am dat seama de ceva. Ziua. Că triunghiul A e de este isoscel, că A de e congruent cu DB. O să repede ușor, A e de... Da, e isoscel. De ce, mă? Pentru că A e și A de sunt mijloacele laturilor AB și AC. Păi și ce? Și triunghiul isoscel. Păi stai o secundă, ca să fie isoscel ar trebui ca două laturi să fie egale, nu? Păi da, A e... AC nu-i cât AB. Dar nu, eu zic că A e cât A, B, A, D. Păi cum să fii dacă A, cât A, D, nu? Păi eu e și D, îți mișoace. Păi băi, dar asta... Îți mișoace, mă. Ca să fii A, E, cât A, D, ar trebui ca A, C, să fie cât A, B. Și ălea îți mișoace și-ar fi egal. Da? Atenție, dacă A, C ar fi cât A, B, atunci A, E, care e jumătate din A, C, ar fi jumătate, cât A, D, care e jumătate, iar A, D ar fi jumătate din A, B, nu? Și ar fi, așa cum spui tu, triunghiul, ar trebui ca triunghiul inițial, A, C, B, să fie isoscel. Da? A, C, B să fie isoscel, dar nu este. Gata, mi-am nevoie. Uite mai aici. Câte paralele pot duce pentru un punct una exterior? Și numai una. Una și numai una. Vă rog să priviți la BC. BC. BC aici. D e... este paralel cu BC. Da. Deci prin punctul D am dus o paralelă. Da? Este. Și să sper, să presupunem că M n-ar fi la mijlocul lui AF. Deci nu e la mijloc. Negăm concluzia. Atunci există un mijloc. Să spunem un mijloc M1. Că orice segment are un mijloc al său. Și în triunghiul A, F, B, am avea D-ul e la mijlocul lui A, B. M-ul, ce am zis, M' prim, nu? Sau ce am zis? M-1 este la mijlocul lui A, F. L-am luat eu. Da. Și atunci, DM1 cum este? Dacă...
Este mediană. Este, nu mediană. Linie este mijlocie. Din, da. Atenție. În triunghiul A, F, B, D este la mijloc din ipoteză, M1 este de mine luat. La mijlocul lui A, F. Și atunci, D, M1 este linie mijlocie. Și D, M1 cum este totdeauna linie mijlocie? Deci e paralelă cu baza. Cu baza, da? Atenție. Și ar urma. Prin punctul D am dus-o o dată paralela D, E. Și am luat dată o paralelă D, M1. Adică printr-un punct D exterior putem duce două paralele? Una și încă alta? Nu. Una și noi una. Și atunci M e egal cu M1. Pentru că dacă eu sunt căpățânat și îndrăznesc să nu cred că M ar fi la mijloc și cred că este un alt mijloc, intru în contradicție. Bun, da? Dacă M egal cu M1... Păi cum pe M1 l-am luat la mijloc? Atunci da. M cu... Atunci M este la mijlocul lui F. Atât ai demonstrația? Atât. Și ce simplu era și am încercat toate metodele mele posibile. Nu era simplu. Este pe baza cărei rațional. Unicității paralele duse pentru un punct exterior. Pentru un punct exterior unei trepte, asta e miezul problemei. Pentru, trece una și numai una. Și cum la mine am apărut în situația de a avea două, nu se poate. Ele trebuie să se suprapună. Corect. Adică, când s-au suprapus, M1 coincide cu M. M1 coincide cu M, înseamnă cum pe M1 l-am luat eu mijloc, că există, înseamnă că M din figură este chiar la mijloc. Termina problema. Sigur. Mai vedem o dată rațional. Ți-a plăcut minuna, da? Anca, hai să vedem încă o dată. Este un model de demonstrație, așa zisă metoda reducerii la absurd. Sau, da? Metoda prin care neg concluzia. Nu sunt de acord cu concluzia. Deci, presupunem că nu e adevărat că M ar fi egal cu MF. Adică M nu este la mijloc. Păi dacă nu e la mijloc, îl caut eu. Orice segment are un unic mijloc. Fie așa, ăsta un punct, M1, diferit de M. Și între unghiul A, F, B, am D e mijlocul, M1 e mijlocul luat de mine, atunci D, M1 este paralelă cu BF cu BC, deci, dar DE era paralel cu BC din ce știam noi că din mijlocie. Iată, prin D, prin două paralele, nu se poate, absurd. Cele două trebuie să fie, să coincidă, care în final înseamnă că M1 coincide cu M. Da? Și atunci M, care coincide cu M1, pe M1 cum l-am luat? Mijlocul. Atunci M este tot mijloc. Și terminat problema. Da? Asta este modul de a fi demonstrat această problemă. Noi trebuie să facem două desene cu... Să facem și noi așa? Nu. Așa cum am făcut eu. Pur și simplu, am luat pe unul mai sus, puteam să-l luăm mai jos. Deci, vezi? Vai, de ce ușor era demonstrat. Nu chiar ușor, hai să spunem. Miruna are dreptate când spune. Nu chiar simplă, ci... Ea are miezul acesta. Eu asta am văzut-o. Putea fi unicitatea paralele duse din punctul E. Din punctul E, care e unică la dreapta respectivă. Deci, să fie zis, E, M1 și E, M. Tot aceeași lucru, aceeași problemă, sunt simetrie. Ne apucăm de demonstrație, da? Da. De dacă demonstrație Anca, te rog să mă formezi. Deci, presupunem... Nu, hai să spunem de la început ce avem. E mijlocul la ce? Deci... A, e mijlocul la ce? Acum traducem. A, E. A, E congruent cu E, ce? Congruent cu E, ce? Apoi, A, D, de desubt. A, D congruent cu... cu DB
cu DB rezultă din cele două că ED linie mijlocie. Linie mijlocie. Rezultă mai departe că ED e paralelă cu BC. Paralelă cu BC. Stop. ED paralelă cu BC. Mai departe. Contrazic și asta. Presupunem că A e diferit. Da? E diferit. Nu-i congruent. A e nu-i congruent cu M. Deci, nu e adevărat că ar fi congruente. Deci presupunem că A e n-ar fi congruent cu M. Atunci, rezultă că există un unic M1, este unic M1, care aparține lui AF, așa încât, cum să fie M1-ul ăsta pe AF? La mijloc. La mijloc. Da? M1-ul la mijloc? Păi da. Păi da. Păi... păi unde, avem noi ipoteză că M e la mijloc? Nu, nici nu ne dă asta. Da. Asta așa am contrazis, am negat-o. Deci presupune că n-ar fi adevărat. Atunci, există un unic mijloc. Deci există M1 care aparține la AF așa încât A e M1 congruent cu M1 F. Dedesubt adăugăm AD congruent cu DB. AD congruent cu DB. Din astea două, rezultă că D e M1, nu? Da. D e M1. Linie mijlocie. Mijlocie în ce triunghi? În triunghiul AFB. 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 În triunghiul AFB. Asta înseamnă că DM1 e paralelă cu FB. Da? DM1 e paralelă cu baza. Și cu... noi știm că prin... O secundă. Dar FB, când am zis FB, de fapt noi știm că avem conectivitatea. Ce? Ce? F? Linuță B. Știm că-s conectivitatea. Deci asta înseamnă că DM1 este paralelă cu BC, pot să spun. Nu numai FB, chiar BC. Da, BC e paralelă cu AD, cu ED. Dedesubt spunem. Pe de altă parte, ED e paralelă cu BC. BC. Și de aici rezultă că DM1 ar trebui să fie paralel cu ED, contradiții. DM1 și cu ED coincid. Da, că au pe punctul D. Da. Deci de aici rezultă că DM1 coincide, chiar scrie să spun cuvinte, coincide cu, se suprapune. DM1 se suprapune pe E cu ED. Coincide cu ED. Deci DM1 cu ED. Da. Dar cum ED o intersectează pe AF egal punctul M1. Da? Coincide, da? Cum am zis că ED. De unde știm asta? ED intersectează AF egal cu punctul M. Și mai știm că noi pe M1 l-am luat la mijloc. Da? Deci am zis că A, M1 este cât M1, F. Deci cum e ED intersectează AF egal cu M. Și avem A, M1 egal cu M1, F. Rezultă de aici, egal cum vreți să zicem, rezultă din cele care le-am aici
și adăugat cu asta, rezultă că M1 coincide cu M, identic M. Nu e identic M. Și atunci îți permiți să spui că A e congruent cu M. A, mă, congruent cu M. Știi, mai problemă. S-a înțeles, eu zic, s-a înțeles ca mod de a gândi, pentru că v-am arătat, pentru un punct exterior, nu pot duce două paralele. Cele două se suprapun, una singură. Și atunci M coincide cu M1. M1 l-am luat eu și coincide cu M, înseamnă că M e la mijloc. Terminat problema. Asta e mijloc problema. Da. Deci sunt și probleme la care avem un mod unic de a raționa. Aici n-aș fi avut altă posibilitate. E o soluție alfa? Da. Ia zi-mă. Deci cum A e congruent cu EC? A? A e congruent cu EC și A de congruent cu DB. Da. A rezultă că DE e linie mijlocie. Da. Și atunci DE e paralelul cu BC. Corect, am avut și noi asta. Cum? M aparține lui AF. M aparține lui AF. Din ipoteză. Și F aparține lui BC. F aparține lui BC, da. Da. Rezultă că DM e paralelul cu BF. DM e paralelă cu? Cu BF. Cu BF. Și face reciproca. Că și atunci acum tu este la mijloc. Și fui la mijloc. Și fui la mijloc. Da, este o reciproca a liniei mijlocii. Exact. Atenție. Directa spune așa. Că linia mijlocie, linia mijlocie, e paralelă. Dar dacă duc o dreaptă care e paralelă cu asta și trece prin mijlocul unei din latură, trece și prin mijlocul celălalt. Corect. Și într-un viu A, F, D, F, B și M, asta. D, I, N, dar ea ascunde ceea ce am spus eu acum. Exact. Deci, când mai prin una, o paralelă poți să-l asta este. Da. Eu am arătat reciproca asta. Am demonstrat reciproca, dragilor. Corect. Da, v-am demonstrat reciproca. Corect. El o folosește ca teoremă, reciproca asta, dar demonstrația în sine a ei s-a bazat pe ceea ce am făcut eu acum. Prin unicitatea paralelă duse printr-un punct exterior. Da? Deci nu e asta, vreau să spun că nu am o altă idee, ci este aceeași idee. Da. Numai că eu am făcut mai mult, am demonstrat reciproca. Reciproca. El a făcut asta. Între unghiul A, F, B, da. D la mijloc, da. M aparține lui E, D, da. Deci D, M e paralelă cu F, B. Corect. Și atunci... Cum dui mijloc și atunci așa mâi mijloc. N-are ce face, o tai și pasă tot. N-are ce face. Exact. O tai la mijloc. Da. Zice reciproca. Exact. Dar noi am spus. De unde știu? Arată. Și am demonstrat. Presupun la tăiau la mijloc. A tăiau într-un punct M1. Ăla, M1 acela mi le-au eu, mijlocul. Și nu știu ce. Prin unitatea paralele, exact. Totul este... Problema 9, de la pagina 120. 9, 9 de la pagina 120. Da. 46. 9 de la 120, da? Da. Ceasul să vedem. Da, 38. 38, da. D, E și F, mijloacele laturilor A, B, A, C, respectiv B, C. Îi triunghi. Arătați că triunghiurile... Deci, fie D, E și F, mijloacele laturilor A, B, A, C, respectiv B, C. Nu ziceți că triunghi A, B, C, e oarecare. Deci A, B, A, C? Deci triunghiul ABC, oarecare. Cele trei puncte, mijloacele laturilor. Și D, E și F. Deci cele trei. D aparține lui AB, astfel încât AB congruent cu BB. E aparține lui AC. Și F. Deci, un triunghi oarecare. Da.
ABC. Așa am luat eu ABC. Da. Luați mijlocul. D. D a lua B. D. E. Și F. Dacă te este un triunghi. E a e a lua C. E a lui AC. Hai să fac așa. Și F a lui da. BC. E, l-a scris. Era F. E bine. Da. Și să arătăm că triunghiul A, D, E. A, D, E, da. Congruent cu D, B, E. Cu D, B. Cu D, D, B, E. Păi D, E și F, mijloacele laturilor A, B, A, C, B, C. Deci D a lui A, B, E a lui A, C, F a lui B, C. Așa e să vă da? Spun ei. Deci trebuie să arătăm că triunghiul A, D, E este cât E, D, F. Deci A, D, E, F, E, D, E, F, C. Da, este ăsta de aici, ăsta de aici, ăsta de aici. D, B, E, cred că e D, B, F. Cred că e o greșeală aici, nu? Sau haideți să... Deci arătați că triunghiurile A, D, E. A, A, D, E ăsta. Da. D, B, E. D, B... F, cred. F, D, B, F. D, B, F, cred că e o greșeală. Da, da, da. F e D. F e D. D. Și e F C. F e D, da. Da, și e F C. Da. Sunt triunghiuri congruente. Și că triunghiul D e F, D. Ăla din mijloc, da. Se numește triunghi median pentru triunghiul ABC. Cum adică triunghi median? Adică... Format din mijloace. Din mijloace. Nu că să arătăm că se numește. Așa zice. Că triunghiul D e F. Se numește triunghi median. Bine. Să se arate? Nu, nu-i bine să se arate. E o greșeală acolo. Nu, zice în paranteză. Triunghiul DF se numește triunghi median pentru triunghiul ABC. Nu se arată. Zice că e triunghi median. Așa, ne-l numește. Da, ne-l numește. Da. Dar noi avem de arătat că triunghiurile astea da, sunt congruente. 1, 2, 3, 4, poate sunt congruente între ele. 4 triunghiuri sunt. Exact. Deci, în ipoteză, avem triunghiul A, C, dat. E la mijloc, E aparține lui AC. Și în paranteză spunem A, E. Congruent cu EC. D aparține lui AB, dar nu oricum. AD. AD congruent cu DB. Și F aparține lui CB. Așa încât da. Să arătăm în concluzie că triunghiul toate, de acolo, AD triunghiul A, D, E, congruent cu triunghiul E, F, C, congruent cu triunghiul E, D, F, congruent cu triunghiul D, B, F. Deci ați ajuns la E, D, F, la al treilea. Așa. E, D, F. E, D, F. Da. Zic. C, cu F, G, C, F. Deci triunghiul A, D, E. Sus, sus, sus. Mai sus, domnul profesor. Ce vrei mai? C, F, dar cu E, B. C, E, C, F. Da. Intervine. Ce e, egal, și congruent cu ultimul triunghi, domn profesor, cu triunghiul D, B, F. Da. Da, să vedem, vă uitiți. Elena, mă duci și tu, da. Să respiri un pic că da, de la 4 continuă. Da, și aveți și a 11. Și vine a 11. Nu! Haideți copii, aveți idei? Gurița, că faceți! Acum eu conduc, doar nu da. Ziceți copii. Eu sunt aici. Păi avem așa A, D, congruent cu D, B, deoarece D la mijloc. A, D. Da. Ăsta-i congruent cu ăsta, sunt de acord. E, C, congruent cu... Asta-i cât asta. Asta-i cât asta. Ăstea 3 și cotea 3, corect? Da. Până acum am demonstrat. E, D înseamnă că este... Adică. Linii mijlocie. Linii mijlocie. Ce știi despre ea? Și de F. Ce știi despre ea? E, C, B, pe 2. Adică E, D, egal cu C, F. Deci asta
asta de aici. E paralelă cu cel asta e congruentă. Stai să o fac cu roșu. Deci nu interesează paralelismul, ce mai e congruență, fii atent. Asta. Asta e cât asta și cât asta. Iubi, eu. Că e jumătate din ea, da? Da. Hello, Adi. Te rog să mă urmărești. Da? Hai. Acum, D, F. Dă-mi asta. În mijlocie. A. Și cu cine? Cu A, C, cu A, E. Elimini mijlocii și atunci e jumătate din? A, C, A, E. Deci asta e cu asta și cu asta. Da. Vedeți? Și după aia e F cu A, D și D, B. Și asta 3. Cu cine? Cu asta 3. Și cu asta 3. Gata problema. Luați două triunghiuri. What? Hai! What? Trebuie să demonstrați că A, E. A, E, D și E triunghiurile. D, F, B. Și gata problema, copii. Mamă, dar ce simplu. Fie triunghiul. Păi dacă te duci pe linia mijlocii, e normal. Demonstrați. Cine vorbește? Tu. Fie triunghiurile. Fie triunghiurile. A, E, D. Da? Și? Și triunghiul D, F, B. D, F, B. Da? Să spui cele două ce știi. Avem că adă congruent de B. Adă. Congruent cu... D, F, care l-ai luat? AD cu D, B. AD cu D, B, da? 2-3 milioane pe care așa. D, B. Nu contează cu care. Aia. Ai început să fac bun. Normal. Așa. După aia, D, F. D, F, concurent cu E, D. Cu D, F, cu cine? Cu E, D. Cu A, D, cu A, E. Dar ți-am pus cu roșu. A, cu A, E. D, F. Congruent cu A, E. Da. Așa. Și după aia, F, B. F, B cu cine? B, congruent cu G, F. Cu una. Păi da. Cu E, D. E, D. Și gata problema. Și conform cazului cu congruență. D, D, D. Cazului pierunei. Cele două triunghiuri. A, E, D. Congruent cu triunghiul D, F, B. D, F, B. Și analog pentru toate. Atât? Pe toate. Toate latul, indiferent de care. Păi hai să scriem analog. Nu mai trebuie. Și atunci și acum dacă luăm pe A, E, D, la fel cu E, P, F. La fel, aia cu aia, uite. Uite, 1 cu 1, 2 cu 2, 3 cu 3 cu 3. Latul, domn profesor, toate da. Astea congruente din cauza linii mijlocii, toate între ele. Sigur. Puteam să observați că ăsta e un paralelogram, nu? A, E, F, D. Paralelogram. Este corect. Un paralelogram. Asta e paralelă, da. Cu aia. Da? Da. Datorită paralelismului. Da. Și într-un paralelogram, o diagonală parte asta în două. Triunghiuri congruente. Da. Și nu mai pierdem într-o optimă. Triunghiul ăsta e congruent de asta. Dar toate sunt congruente așa. Sigur, tocmai așa, asta spun. Iarăși paralelogramul ăsta și iarăși diagonală ăsta. Și iarăși paralelogramul ăsta este diagonală și atunci ăsta e motivul. Ăsta e motivul. Noi am să ne folosim de linia mijlocie, sigur, asta le dădeam. Da, tocmai linia mijlocie, exact. Asta mi-a permis. Linia mea mijlocie mi-a permis să vorbesc de paralelismul ăsta. Corect. Și paralelismul ăsta. Linia mijlocie asta de paralelismul ăla și tot așa. Deci da. Asta mă duce spre... Nu, n-am evitat paralelismul. Uh-huh. Da? Deci uh-huh. Tocmai e... Nou. Acum 10. Suntem aici. Cine o dictează? Și puneți în mătare. Congruent cu, congruent cu, congruent cu. Triunghiurile, da? Bun. 10. Suntem la 10, copii. Adi, stai să urmă. 10. De la pagina? 120. Adi, te rog, stai jos. Ipoteză. Zi. Fie de unul jocuratorii AC. D aparține lui A, C. A, D, B, A, B, C. Astfel încât A, D, congruentul cu D, C. Ai zis că ți-l în mijloc, da? Da. Bun. Ai triunghiul care? Sau zi? A, B, C. Ai scris așa? Da. D aparține lui A, C. E mijlocul lui A, C, A, triunghiul lui A, B, C? Da. Triunghiul A, B, C, oarecare. Dacă E este mijlocul segmentului B, D și... E aparține lui B, D. Dar D a cui? Și în mijlocul segmentului astfel încât... Și A e intersectat cu B. Așa, B e congruent cu E, D. Și
Și A e intersectat cu B, C, F. A intersectează B, C. Da. Egal cu F, da. Arătați că B, C egal cu 3 ori B, F. Arătați că B, C egal cu 3 ori B, F. Egal cu 3 ori B, F. Da. Aha. Hai să facem figura, copii. Aduce-o. Facem un triunghi oarecare. A, B, C. Știm că D este în mijlocul lui AC. Așa, deci asta e cât asta. E este în mijlocul lui BD. Acum, unde este B cu D? Adi, tu lucrezi? Da, Adi. Ia, e în mijlocul, adică asta e cât asta. Așa, A e intersectează B cu A e. Intersectează B C în punctul F. Și arătați voi că B C este egal de 3 ori B F. Adică asta e la o treime. Și două treime. Și la o treime, deci două treime. Media. Yes. Unde e? F e la intersecția lui A, e cu B, C. Nu luăm pe mijloc. Fără care de parte. Adulțul știe bine teoria. Trebuie B că e egal cu 3 ori B F. Niciodată să văd acum pe aici. Dar eu nu zic nimic, nu am interes. Vă aștept pe voi. Tot ce știm din ipoteză am desfăcut. Dar de 3 ori. Așa îmi dă. Da? E chiar l-ai măsurat tu? Da. Să fii sigur să nu... Deci așa, că eu am făcut problema. Ai făcut-o ca tu? Da. Ia zi. El l-a măsurat și uite. Aaa, așa. Deci așa, că am terminat. Pa. Ia scris. Bun. E bă că... Adică că FC... 2 pe 3 din BC. Adică FC pe 2 egal cu FC. FC e 2 treimi. Da, e 2 treimi, corect. Și ce-i? Adică BC. Și așa e la o treime. Centru de greutate. Cine e la o treime de ce? Centru de greutate. Centru de greutate. Să fii F, centru de greutate? Nu, eu. Eu să fie? Da, că e la o treime de bază și două treime de vârf. Hai, hai. Ce idee ai? Petra? Si, dacă te-i bă. Dacă am demonstrat că și a B e cât a D, atunci a triunghiul lua B, D. O să fie domn profesor, dacă ne vedea și tu. Da, tu ai că mai stai. Păi hai zi. Domnul trebuie să vă dau eu soluția. Deci, dacă ar fi a D cât a B, atunci... A, D cât a B? Da, da, D, a B nu-i cât a cât a D. Și atunci am un... Mulțumesc frumos. Domnul profesor, sunt din pas? Și mama la fel. Că da, mama trebuie, da. Nu, mama nu trebuie să știi. Voi trebuie să știți. Am uitat. Asta e problema, domn profesor. Vreau să vă spun un lucru. Tot voi veți fi în stare să o faceți. Poftim? Tot voi veți fi în stare să o faceți. Să vedeți de ce.
Hai, introduce-mă pe mine problema. Ziceți, copii, în triunghiul oarecare ABC, da. Avem mijlocul OAC. Da. Dă-i mijlocul bun. Da. Ei este aparținul lui BD. La întâmplare? Nu, la mijloc. Asta cât voi e egal cu ED. Deci, voi e egal cu ED. Da, da, da. Voi e egal cu ED, da. Și AI intersectează BC în punctul F. Și AI intersectează BC în punctul F. Arătați că BC e de 3 ori BF. Da. BC e de 3 ori BF. Chestia asta spune mie... Că e mediană, atunci ar fi gata. Ce e mediană? Da. De ce tot timpul? Unde să fie ce e mediană? Într-unghiul ABC. Păi și dacă ar fi, hai să zicem că ar fi, de ce ar fi atunci? De ce bufă ar fi de 3 ori? Avea ce e mediană, am avea BD mediană și atunci AF ar fi și a mediană. Și BC ar fi egal cu de 3 ori BF. Păi nu e adevărat. De ce? Uite, Miruna. Deci dacă se dă triunghiul ABC, și ducem două mediane, una asta și a doua, sau pe aia că zici tu acolo. Cele două mediane se intersectează într-un punct numit 56. Opresc? Da, opresc.